În numai 48 de ore la dispeceratul ambulanței au fost primite 210 apeluri, mare parte venind de la locuitorii din Târgu Jiu. Cele mai multe solicitări au fost pentru probleme legate de agresiuni, consum excesiv de alcool, febră, insuficiențe cardiace și colici abdominale. Chiar și așa, reprezentanții de la ambulanță susțin că în acest an s-au înregistrat cu circa 30% mai puține solicitări față de anul trecut. Câte solicitări ați avut din sărbători? În ultimele 48 de ore au fost aproximativ 150 de solicitări în stația centrală Târgu Jiu și aproximativ 60 în județ. Cei mai mulți gorjeni se pare că au mers direct la unitatea de primiri urgențe din cadrul Spitalului Județean, unde s-au înregistrat multe cazuri de agresiune pe fondul consumului de alcool. S-au înregistrat un număr crescut de agresiuni, accidente de circulație, persoane cu colici abdominale preponderent biliare. Consum de alcool? Consum de alcool peste limita admisă. Față de anul trecut, cum stă situația? Este un număr mai crescut. Medicii sunt convinși că în aceste zile va crește numărul persoanelor care vor acuza probleme digestive, resimțindu-se după mesele copioase servite în zilele Crăciunului.